Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou clip cu Metin2ro, server Poly. În episodul de astăzi o să vă prezint cam ce am făcut eu în săptămâna care a trecut. Am avut în fiecare zi evenimente în desfășurare care se desfășoară seara, începând de la ora 6 până la ora 21, iar celălalt eveniment de la ora 21 până undeva la ora 1 noaptea. În funcție de aceste evenimente am încercat să joc și eu cât am putut de mult și să fac anumite evoluții. Am jucat doar map 2 și map 1, încercând să scot cât mai mult posibil din aceste două mape. Pentru nivelul meu am reușit să dropez și eu diferite iteme de la evenimente. În acest fel am reușit să mai fac și ceva iteme plus 9 și în felul ăsta încerc să vând atât itemele care le-am făcut plus 9, cercei și papuci, cât și cărți, pietre plus 4, pentru a face un buget cât mai mare cu care să ne putem echipa. Așa că haideți să vedem cum a decurs săptămâna pentru mine. Suntem la evenimentul cu blessuri și încercăm să luăm și noi câteva blessuri de acest event în funcție de ce pietre metin găsim. Am ales să bat pe map 2 astăzi la event. Am lăsat map 1, unde de obicei merge foarte bine pe level 15. De asta am ales să rămân level 30, pentru că aici în map 2 am drop și la pietrele de 25. Așadar am rămas level 30 pentru acest lucru și în felul ăsta pot să bat toate pietrele având drop la ele din map 2. Una dintre sursele foarte bune de drop pentru map 2, în 2009, de exemplu, era Capitanul Bestie. Capitanul Bestie de obicei dropa iteme foarte bune, de la SS-uri, marmure și multe iteme destul de bune. Fiind unul dintre șefii principali ai map 2-ului, se ducea o bătaie destul de mare pe acest șef și în felul ăsta de aici puteai să-ți dropezi multe chestii interesante. Bineînțeles, asta se întâmpla în 2009. Așa că m-am hotărât să fac și eu o vizită Capitanului Bestie, să-l mai întreb de sănătate în 2024, totodată încercând să vedem și cum mai stă cu itemele. Ce fel de iteme poți să dropezi de la Capitanul Bestie în 2024? Cu această întrebare m-am prezentat în fața Capitanului, cum îmi place mie să-i spun Capitanul Cârlig, și am început să-l întreb de sănătate. Nu m-a surprins atât de plăcut Capitanul Bestie, după atâta timp am constatat că nu mai are un drop atât de mare. L-am bătut și fără mânușă, am încercat și cu mânușă, se pare că de fiecare dată când pui mânușă ai un drop mai bun. Fără mânușă în cele mai multe cazuri nu zădă decât licor. Dar pentru mine la evenimentul cu flacără, Capitanul Bestie mi-a oferit flacăra și nu pietrele metin. O altă sursă de a face bani în map 2 erau brutalii. Acești brutali dropau diferite arme de 30, celebrele FMS-uri, RIB-uri, PFN-uri, Arc Corn, clopote și evantaie pentru șaman, armuri de level 30+, așadar acești brutali erau la fel de vânați precum Capitanul Bestie. Totodată se ducea o bătaie destul de mare între playeri aici pe acești brutali, iar cine reușea să dropeze arme de 30 erau destul de bine cotați pe server comparativ cu ceilalți jucători care băteau cu diferite arme. Așa că n-am stat pe gânduri și am căutat și eu map 2, celebri brutali. Am vrut să văd și aici cum stă treaba. Mai sunt brutalii căutați pentru celebrele arme de 30 sau nu? Eh, și de data asta o dezamăgire comparativ cu 2009. Se pare că nu mai sunt atât de căutați acești brutali, ba din contră am văzut o grămadă de player care pur și simplu trec pe lângă ei, nici măcar nu le mai oferă vreo atenție, semn că nu se mai caută atât de mult armele de 30 și totodată, având în vedere că în 2024
Metin 2 îți oferă posibilitatea să lupți cu acele arme de tineri eroi. Aceste arme de 30 nu mai preau atât de multă importanță și nici nu mai sunt atât de bune. Armele de tineri eroi, din câte am înțeles, pot să fie folosite până la level 75, chiar 75+. Așa că se pare că și acești brutali vor îmbătrâni aici în map 2, fără să mai fie deranjați. Nu m-am oprit aici cu brutalii, dimpotrivă am mers Valea Orcilor, acolo unde știm cu toții că brutalii au cel mai bun respawn. Știind că oricum armele de 30 nu mai sunt atât de interesante decât acele FMS-uri Ribur sau oricare altele dintre ele care deja au o pagubă medie peste 40, totuși este interesant dacă va cădea o armă cu pagubă medie mare. Atunci cu siguranță își merită banii, iar din ce am văzut pe piață, un FMS plus 9 fără pagubă medie este egal cu 0. Am încălecat direct pe iepure și am plecat direct în vale, unde am început să bat pe fiecare CH brutalii, în speranța că vom putea dropa cel puțin un FMS sau o altă armă cu o pagubă bună. După mai multe CH-uri bătute, nu mi-a căzut nici măcar un FMS să-l văd la culoare. Dar bineînțeles că nici nu o să renunțăm aici. O să batem în continuare și o să încercăm să forțăm norocul. Poate, cine știe, luăm și noi un FMS cu o pagubă destul de bună încât să facem ceva bani pe el. Suntem aici la biolog, încerc să-i dau încă un dinte biologului să vedem dacă ni-l ia. Haideți să vedem ce noroc avem astăzi. Am găsit un dinte, da, așa după cum așteptam, a putrezit dintele. Dar nu e nimic, mai aducem unul, poate vom avea noroc data viitoare. M-am uitat un pic pe piață și am pus shop-ul de câteva zile, am avut câteva aure care le-am pus la 12kk. Băi, nu știu ce se întâmplă, nu mi s-a luat nicio aură, așa că m-am hotărât să nu mai vând aurele. Am 3 bucăți care le-am farmat data trecută de la eveniment. Apropo de eveniment, am prins eu un pic evenimentul cu bilete V2, unde am reușit să iau 9 bilete V2. Sunt destul de mulțumit de drop, un eveniment pe care pentru mine, la nivelul meu, e binevenit și am profitat de el, am luat 9 bilete și totodată am dropat și 3 aure. Acum, după ce am văzut că piața nu prea este atât de bine pe cărți, nici n-aș mai sta să vând cărțile dacă nu merg. M-am hotărât să le citesc și în felul ăsta avem și 3 pergamente exorcizare ca să le putem băga toate. Hai să vedem prima dacă merge. Antrenamentul a eșuat, hai să-i dăm și cu a doua. A eșuat și a doua. A eșuat și a treia. Deci, practic, am băgat 3 aure, toate 3 au eșuat. Iar în încheiere, dragi prieteni, vă las aici cu misiunea la cal, care a reușit din prima misiune la level 1 pentru cal. Acea misiune care te pune să omori 20 de arcași în 30 de minute. M-am apucat să fac și misiunile la cal pentru că sunt foarte importante, la fel și misiunile la biolog. Și cam ăsta a fost episodul de astăzi, episod în care v-am arătat ce am făcut în săptămâna asta. Eu am fost Cristi Gamerzone, până la următorul episod vă salut și spor la drop!